Salutare la toată lumea și bine v-am găsit la un nou filmuleț pe canalul Ion din Bucovina. Azi vreau să încep un proiect, aici am ceva, nu știu mă laud, dar o leacă mai... Gata, că știi, o minută undeva, o leacă la început, stau de vorbă și după aceea mă laud cu acei ce am aici. Voi încă nu le vedeți. Am un proiect, vreau să fac ceva ca să fie cu lumina în casuț, o leacă mai bine, să nu vin tot, să bagă acolo, pac, 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 vreau să pun frumușel ca să apăs când se aprindă, când stâng și așa mai departe. Și trebuie să scot decurile astea, mă duc în atelier, fac ceva frumos, poate le pun pe o scândură cumva, poate le pun o leacă altfel. Mai în scurt, o învidem. N-avem curent electric, nu știu ce s-a prânit, o evident a lucrat flexul, dacă ceva mai fac mâine, dacă ceva mai pui mâine, mai în scurt, așa, prin cetuc facem. De ce am început vlogul aici? Hai să mă laud și eu o leacă. Ia uitați. Un Jack Daniels am aici, ia cât e de frumos. Cred că vă gândiți că l-am cumpărat eu. Păi, fraților, nu l-am cumpărat eu, aceia ce cumpăr eu rămâne acasă, dar aceia care ne le cadonează cineva, asta le aduc aici. Jack Daniels-ul ăsta l-am primit de la un om care a avut nevoie de mine, eu l-am ajutat și ingată mi-a dat un Jack Daniels. Eu când am văzut, zic că prea mult, ce trebuie ceva mai ieftin. Ionică l-a spune acolo să fie în casuță. Ați văzut? Ia uitați. Așa, nici nu încap aici. Mamă, înseamnă că punem aici, dacă așa. Uite, aici ar fi, dacă așa, astea băuturile. Mai departe. Pincetul împlem aici rafturile. În afară de Jack Daniels, am mai prânit ceva, niște vodcă, tot de asta mai bună, Finlandia. Tot am prânit-o, asta a fost prânită mai de mult, o stat acasă, zic și s-o duc la casuță, n-am unde o pune, n-avem nici camera, zic că nu și-o duc cineva ne obie. Dar de-am dat chest camera, păzărăște, n-am nicio grijă. Opo. Hei, hei! Apoi voi vă jucați cu focul, măi. Înseamnă că le punem, dar poate să le punem sus, ei, tătii mei. Nu? Ce ziceți? Le punem sus? Ia, măi. Aici. Aici stă tot l-am prânit cadou, dar ceva. Aici mai este o leacă, eu am mai luat, dar mai este pe o lecuțică. Punem și asta. Și... cel mai mare cadou l-am primit ea ca azi. Chiar azi l-am primit. A venit un prieten la mine. A vrut să mă vadă. Am nu poate ieși mai bine cu o cafea, asta ea. Și chiar ne l-a adus. A zis că Ion, am văzut că ai început a face rafturile acolo. Hai să-mi adus eu ceva să împlin. Spun aici să fie plin. Ia, nu știu dacă mă credeți. Nu știu că e ceva bun, că nu, dar de aici aud că nici n-am încercat. Mai în scurt, lăsăm pe aici aici. Ia uitați-vă cât de frumoasă, tăti. Așa ia. Pac. Mamă. Asta sus, dacă am plut-o tăt, mă gândeam să iau ceva mai frumos și spun să aduc și niște vișinate. De ce e de mea să fie aici? Să mă laud și cu ceea ce am făcut eu, nu numai cu este cumpărate. Dar știți că îmi place că aici nu stau de cele tare ieftine, și de ceva mai bunuc. Așa că, să aveți mult sănătate și începem treaba. Păi, mai am o șoleacă. Eu când văd și comentarii frumoase mi scris acolo, atâtea comentarii frumoase, ce e legat de curierul cealaltă ce l-am făcut, am înțeles că la mulți v-a plăcut. Ce e legat de rafturile este aici, tot v-a plăcut. Cineva a zis că un chișor undeva ceva e strâmb. Mie mi se pare că merge vorba de asta. El nu e strâmb, așa el e făcut, mai parcă o leacă bate la ochi, parcă șede pe o parte, dar... așa a fost gândit, că aici nu-i de scânduri să fie drept, așa e și de lemnul mai înclinat, mai ulea cu una alta, dar de să mă uit mai dincolo. Dar parcă e bun, parcă nu-i strâmb, nu? Da, acealași de mai strâmb așa. Dar e bun, nu-i strâmb, ci... dar e bun. Sănătate și mie, în principal, să iei aici și pun, așa e ulea că-i strâmb nimic, așa. Mâncăm o bomboană. Deci eu uităm. Aici am, dar eu nu vreau să beau mica. Eu așa singur nu beau. Frumos arată, nu? Trebuie mai pus ceva acolo. Trebuie să mai fac pe treabă bună, poate ne-a mai dat cineva ceva. Gata, becurile le-am scos. Aici tot e noaptea. De-mu n-am lumină până nu fac regulă cu dânsele. Dar uite aici îmi trebuie să paiesc. La cablul cel pe care l-am cumpărat. Este le scot cu tătul și trebuie să paiesc așa ala, da? Unde spaiești dacă... e greu treaba. E greu dacă nu-i curent. Cred că asta rămâne pe mâine, măcar scândura aceea să o geluiesc.
Văd dacă o... A, dar eu nici lac n-am. Mamă, nici lac n-am. Și aici tot n-am curent nici o fiță. Uite, am un papuc, măcar. Ceva mă bucur. Și aici stai roz de câini, uite. Ei, ce să-i faci? Unde trebuie să ne pun becul și ala? A slăgăți iar cumva aici. Și lucrăm cu becul și ala, ce să fac? Tot-i noaptea și întuneric. Da, chiar, uzi că cacacii. Chiar mă bucur și eu că am schimbat culoarea. Ce, chiar când am început să dau aici, chiar parcă era cacacii. Vă zic cum este, parcă ai luat unde și ala și ai început să unge acolo. Chiar așa mai întunicat arată mai frumos. Mai în scurt, lumină ne-am pus. Divazut o leagă să viedi. Ar și bun din început și treaba. Dar nu știu din care scândul să fac. Eu de asta mai groasă? Sau asta de 2? Ai, dar ne întrebă și circularul, băieță. Sau o facem cumva cu drujba, pac, 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 o tăiem cumva. Cum facem? Da, băi. Nici, chiar ne-ar trebui și circularul. Aha. Dar nu-mi trebuie circularul, nu. O leacă să facem noi altfel. Fac așa cum m-am gândit. Da, da, și eu tot așa s-o cot, dar puhai. Și chiar uite interesant. Eu am trebuie să stau să zic cât e pasar. Aici o faci o cam eu. Eu de unde știu ce o faci o cam eu și ce faci. Și eu cam așa de acolo, eu stau tot zău cu dânsul. Chiar uite, aici aveți dreptate. Păi și mai lată n-am. Dacă era mai lată, dacă era mai lată, dar poate o facem până aici, a? Și las fie o leac mai așa, da, până aici o facem, și îmi trebuie să prânești că două, da? Băi, ce fum s-a făcut aici la drujba aceea. Am început cu drujba, dar nu-mi place, că cu șoricelul mergi mai repede. Uite, cam așa ceva trebuie să fac din scândurile astea. După aceea cum m-am gândit eu, de-amu. De-amu, nu știu, acolo, pe pod, dacă arata frumos. Dar ce să n-arăt frumos? Așa cum și de-au precis n-arata mai frumos. A să arăt. A să arăt, e tare fain. Și de-am trebuie să fac și cu două numai, că asta trebuie să mă pun și să o desenez încă. Am o leacă de lucru. De-amu începem cu colbul. Amuși când scotem un colb aici, nu mai să pot sta. Dar măcar ne sară să geolivesc scândurile. Și de-amu mâine, dacă așa curent, mai departe aici, paca, paca. Ia uitați-vă acolo, mai un comentariu foarte, foarte frumos. Ce-i legat de cuierul meu pe care l-am făcut. La mulți v-a plăcut, așa cum și-am zis. Da, știu, așa ceva nu se cumpără. De ce e că... De cumpărat poate găsăm eu ceva, dar am înțeles, acolo e plin așa, hai să stai aici, uite aici e gol.
Poate cumpăram eu ceva, dar nu cred că cumpăram unul așa de fain și ca să ne vii acolo în locul și ala la casuță, așa cum ne trebuie nici centimetru cu centimetru, milimetru cu milimetru. Dacă cumpăram, trebuie să cumpăr numai să dau comandă, altfel nu știu. Poate găsăm, avem undeva noroc, dar pe aici, pe la noi, precis nu găsăm. Trebuie să mă duc undeva la oraș mai departe, să ne iau mărimea cât trebuie și... Dar așa ia că l-am făcut eu. Așa că mulțumesc foarte mult, eu din partea mea vă doresc și eu mult sănătate și tot respectul din partea mea pentru așa comentarii faine. Deci comentariile astea voastre pe mine, nu știu, îmi dă putere, nu știu cum, să mă duc mai departe, să fac ceva lucruri frumoase, așa, să mă bucur și eu și voi pe lângă mine. Măcar că nu-i curent electric, dar eu am făcut să ne lumineze și afară și a să ies aici cu șlefuitul, că înăuntru am și iară toate sculele pline de colb, nu. Nu mai facem noi asta. Aici, afară. Numai când trebuie pe ceva să le pun. Aici, lăsăm aici, că spre frumos, poate îi faci ceva cu dâns. Două bucăți de scânduri. Uite, am papuc, ați văzut cu... Ce aici? Capșonul nu-i... Ce-i asta? Nu știu. Un cap de mâță fără ochi. Nu știu ce. Uite așa. Și uite așa. Și amuș, când începem treaba, las meargă colbul în aer, nu la mine aclos, să nu mai pot amuș, nici m-a rasufla, nici așa o leacă stracit, mai nintră și colbul ăsta prin plămâni, n-a mai pot sufla. Eu, dacă de luat așa, eu n-am vorbit cu ciocanul, dar eu am dat răspuns la comentarii. Cineva a întrebat de ciocanul meu, ce-o pupat și ce-o mâncat și cu ce s-o hrănit și ce cu eu bătut. Și eu am dat răspuns, dar eu cu ciocanul nu vorbim, parcă. Nu știu, nu ți-am minte vorbit eu cu ciocanul. Așa, fraților, mai libelesc, cum se zice, șlefuiesc, nu? Șlefuiesc sau belesc? Belesc scândurile astea două și mă duc, deci e cam dimers. Trebuie să mă duc până undeva, am niște treabă nesar. Ei, dar are baterii? Are două. Aceia care o bagi în priză, așa merge mai chinii. Asta văd că parcă, așa mai ceva cărmâr, dar așa e când am băgat-o și când îi dă viteză. O baterie s-a terminat, dar merge a doua. Hai din ea. Dar nici nu ne ajunge și printr-o ceaie să o șlefuiesc. Bine. Aha. Dacă de mine ați avut în vedere că sunt soară, eu încă nu mă însor. Eu dacă mă însor, să vă anunț, până ce nu-i nic, atât e liniștit, până ce Ionel e fără nevastă, fără femeie, fără nică, el încă e așa, e tânăr și merge unde vrești, cu cine vrești, știți cum? Așa, cum să fac să fii mai bun, nu mai știu. Dar aici nu i-am dat până la capăt, trebuie să-mi dau o șentă. Uite, cam așa ceva trebuie să fie. O leacă aici e boțită, dar nu-i nica. Nici îmi pare ca să arăte frumos o leacă pe pod acolo, față de cum arăta. Și a doua, nu știu, flexul ceva, nu știu ce cu bateria asta. A, tot una are, ia uite, asta una.
Și asta una, dar el tare repede trece bateriile. Poți fi, de ce e frig afară, e asta, nici nu mai se aprinde. Curent nu-i și eu încă am de mers, trebuie să mă duc. Așa că aici nu termin vlogul. Bineînțeles că mâine dimineață ne întâlnim mai departe. Eu vin aici și fac, așa că rămâneți mai departe la vlog. Nu? Uite. Gata, ne întâlnim mâine dimineață. Ia uitați-vă cât e de ghine când face așa și se aprinde becul. Sunt mai departe aici. De-amul luăm flexul cealaltă frumușel, îl punem în priză și mă duc să fac regulă și cu scândurica asta. Uite așa. Pac. Cred că... Nu, dar flexul n-a ajunge acolo. Aici dacă am pus bateriile... Hei, cât e de lungă este cablul la dânsoare? Acar o leacă să iasă afară. Să nu fac tare colb aici înăuntru. Măi, dar ce frumos le-am părlit. Ia uitați-vă numai cum arată. M-am gândit eu așa aici să lăs o leacă mai deschis și pe părți o leacă mai întunicat. Și chiar arată fain. Tare fain arată. Dar, oh, asta e, se filmează în 4K. Ia ca este nu a să le ung cu lac. Le dau pur și simplu cu ulei. Vai, dar ce frumos arată. Mamă, ia uitați. Vai și culoare faină să faci. Ia uite, ia. Mamă, parcă-s date cu lac. Ia uite la dânsul. O frumușață. Dintre așa o scândură simplă, ia uite, o leacă de muncă și s-a pornit așa ceva. O frumușață. Aștept să încalzească. Aici, cum îi zici, la noi îi zici paialnic. Nu știu cum a să fie pe România, știi? A, mă, ce pot să fac? Mai am 20 de minute și gata, nu mai avem curent iară. Mă, știți ce pot să fac? Ia ca așa pot să fac. Și să le prind până ce? Să fie prinsă. Și după aceea numai pac, pac. Ele îs cu ulei, nu-s cu lac. Chiar dacă o leac mă mânjesc, nu e nica strașnic. Ei, te-am o să arăt mai frumos în căsuță. Așa ceva, parcă, nu? Să fie pe mijloc. O leac mai încoace. Așa. Și asta. Așa. Parcă e bun. Băi, că nu le-am terminat. Ia uitați-vă. Iar am rămas fără curent. Uai de mine și de mine. Uite aici o leac le-am murdărit. Că am făcut aici gaură. Să scot cablul pe desubt. Mai o leacă trebuie. Spăiesc asta aici. Și acolo trebuie să spăiesc. Acei de-amu care vine la ceala. Pac, pac. Că vreau să fac în casuț tot așa să fie. Pac, pac. Mamă, eu te-am dat-o acolo pe jos. Să murdărești iar. Măcar lucrează oare? Să văd, dar cum să văd? Dacă lucrează, avem aici, da? Așa, și-mi trebuie ceva. Îmi trebuie ceva. Ceva asta să fie... Nu, cum credeți, să meargă cu astea? Dar îmi pare că n-am cum. Trebuie cumva să lăs camera la o parte. Hai, că ăsta lucrează. Wow! Și chiar nu ca așa, chiar faina lucrează. Da, a doua. Ia să văd și asta.
Asta cum să o văd? Dacă lucrează. Mamă, mi trebuie cumva să... Wow, și asta lucrează, gata, e bun. Alea, prinde-te. Uite, ați văzut cu două șuruburi fac treaba. Lucrează, măcar Ghenic lucrează. Aici s-ar prinde lumina, o îi faci. Le-am mai șters o leacă, pe aici pe unde era rumeguș de ceala. Și cam așa arată, ia să arate frumos în casuță, spre precis eu. Numai că, na, ce să facem, n-am terminat, așa e bobit. Așa că cam asta a fost în vlogul ăsta, cu tăgându cu termin, dar de-amu. Vă mulțumesc foarte mult la toți că ați fost alături de mine. Vă doresc o seară cât mai frumoasă, o zi cât mai frumoasă. Vă doresc mult sănătate și ne întâlnim la următoarele filmulețe. Așa-i? Așa-i. Pe azi vă zic, la revedere!